Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a fost informat de Societatea Română-Bulgară care administrează podul Calafat Vidin că pe 14 noiembrie, în intervalul orar 11 și un sfert, 12 și un sfert, traficul rutier va fi întrerupt pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație. Autovehiculele au staționat în ora specifică în zonele adiacente punctului de trecere a frontierei Calafat. Autoritățile române și cele bulgare au fost în legătură permanentă, astfel încât controlul de frontieră să se desfășoare în condiții optime după reluarea circulației rutiere. Participanților la traficul transfrontalier li s-a recomandat și accesarea informațiilor furnizate de aplicația Trafic Online. Partea coridorului paneuropean de transport, care unește punctele terminale, respectiv orașele Dresda, Istanbul și Salonic, podul Calafat Vidin este un pod feroviar și rutier peste Dunăre, care conectează orașele Calafat din România și Vidin din Bulgaria.